din Oral, unde am fost extraordinar de frumos primiți. Bine, și noi am fost foarte buni, să știți. N-aș putea spune că n-avem cu ce ne lăuda. A fost o atmosferă pe care ne-am dorit să o regăsim, cu siguranță o vom regăsi și aici, la dumneavoastră, în Toronto. Cam asta este. Noi am venit să cântăm, dumneavoastră ați venit să ne vedeți pe noi. Deci atmosfera, cred că e una așa dintre cele care trebuie să fie. Văd foarte mulți dintre prietenii noștri de acum niște ani de zile, când multe dintre întâmplările pe care le-am avut pe aici nu le mai țin în minte, fiindcă nu ne-a fost ușor, să știți. Primul cântec se intitulează Nu întâmplător, Tristeți provinciale, pentru că suntem doi provinciali din țară. Unul mai provincial ca celălalt, în orice caz, cântecul vorbește despre despre ce știe el să vorbească, Tristeți provinciale. Tristezi de tâmpanie stăioase și de nostalgice obsesii, când stai cu storurile trase și aștept să vie ora mesi, și aștept să vie ora mesi. Tristezi de străzi pustii și munte, de zniduri vechi și cu fațade, de edificii cunoscute, în care nu știu cine șade, în care nu știu cine șade. De domicilii spațioase, cu flori la geam și cu salon, care pe la ceasul șase, auzi râdul la mofon, auzi râdul la mofon. Uitat de cineva de afară, se scheaune pe rânduși. Tristeți romantice, de fapt, cu nasul lung și demodat, și de o daie mobilată, în care statul magistrat. Oare, 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 de ce mă urmăriți mereu, mereu, eu, 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 și fie ploaie, oare, ori de soare, vă țineți cai, pe capul meu, vă țineți cai, pe capul meu. Întoarcerea la Oiul din Poliuță, numește următorul cânt.
пушка, вышла утречить моя мама, лучше утречить на timpul să vă luați în brațe, să vă pupați. Pentru că urmează un cântec de dragoste. E șansa. De alb, mov și verde zvarca pe chipul tău drag. În șarfă îndar. Țin minte și acum, ne-am oprit din drum, ce bine mi-amintesc și clar, ți-am înfășurat. În șarfă îndar. Se certau, fața toată îți lumina cu albul de var. În șarfă îndar. Aveam 18 ani, eram din ușpani și umblam în tenis și albi, primăvară în păr și miros de măr. Gata, și nu pot să-mi spun ce gândesc când la cât îi văd. În șarfă îndar. Cu ape de roșu în ochi, valuri largi de ar, mov și verde, zboară cal pe chipul tău drag. În șarfă îndar. Pe chipul tău drag. În șarfă îndar. Pe chipul tău
De altul doi este un cântec ce încearcă să aducă vorba despre locul primordial, locul cel mai frumos, locul copilării, locul primelor aventuri, locul celor mai frumoase începuturi. De altul doi. Iar noi rămânem cu foarte puțin pe scenă.
asta cred că e o instalație de ședință aici. Data viitoare o să venim noi din România, avem noi niște instalații. Avem niște instalații în România. Da. Despre ce vorbeam? Trebuie să mai mergem, nu? Am cântat și de dragoste, am cântat și de șarfa. Acum o să cântăm despre o poveste a mea cu profesoara de engleză, care m-a lăsat corijent în clasa 7, fiindcă o lăsasem, o legasem de bancă pe o colegă de-a mea de liceu, de școală, o colegă care stătea în fața mea și care știa întotdeauna mai bine engleză decât mine, era chiar ruda profesoarei și într-o bună zi când a încercat, a zis, spune, Aghi Hirsch o chema, așa cum o țin minte, ani de zile. Am tot pomenit atunci când trebuia să învăț engleză. M-a răsat corijent pe toamnă engleză. De câte ori mă prindeam mai ascuns așa după Aghi, ba niciun, ia spune tu. Nu știi, patru. Corijent pe toamnă. Am învățat engleză, să știți. Evening, sir, gentlemen. Yes, și no. În orice caz, la înspre toamnă, după ce nici măcar n-am venit la corigență să vadă ce bine știu engleză, m-am supărat foarte, dar știam unde stă. Aveam o praștie. Geamuri. Ce geamuri? Unde erau geamuri? Un cântec despre geamgii și despre ăștia care au venit să-i repară geamurile. Hai să mergem. Bravo! Celor de
care mi-a reușit, a reușit acum niște ani de zile, nu l-am mai cântat, am de mult, cam de multișor. Un cântec pe care mi l-am readus aminte după ce am văzut emisiunile televizate despre bacalaureat din România. Probabil că v-ați mai uitat și dumneavoastră și ați văzut ce dezastru e acolo. E vorba de cântecul ăsta, vorbește de început, de fiecare, începutul fiecăruia dintre noi, dumneavoastră și așa mai departe. La început de drum se numește. Ce frumoși suntem la început de drum, cerul-i tână și clar. Niciun vis nu-i prea mare acum, pe al lumii cântar. La început de drum, toți visăm o steară, s-o apice. Chiar de nu-i fi printre învingători. Unii văd mereu soarele pe cer, veșnic la polul brus. Steaua lor e prea sus. La început de drum, toți visăm o stea, s-o atingem în zori. Merită să încerci, chiar de nu-i fi dintre învingători. Thank you.
Ai, 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 ai.
pauza, așa, de 20-30-40. Bine, atunci, o să cântăm. O să cântați dumneavoastră. Bine? Urmează și asta. Un alt cântec. Un alt cântec. Hei, tramvai, nu l-am făcut eu. Ăsta pe care l-am cântăm acum, l-am compus eu însumi, să știți. Și se numește... Hei, tramvai! Ah, bara, 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 bara. Putem să mergem mai departe. Uitați-vă că nu suntem în România. Vara la țară nu sună chiar așa. Așa ar fi sunat în California, în Alabama și în Texas. Haideți, vara la țară, așa cum știu eu și eu știu ce vreau.
natura te deprava. Minha tarde de estresse, palavra, vai durar, vai te cinematografar. De mim, pô!
che dal lume entra in noi, il mare attorno e lo invito in noi. Ci dentro un occhio del torno conosco, che te fa questo e usa da un escus. Ascolta ma ci lascia la sta stringa, mi affrica dentro il flash, mi affrica. Se noi abbiamo se stiu, poi la sta sci, ci ne abbiamo forse, ci ne cresci. Care spre seară, inginerul inginer plin de verbă și de un om care știa să aprecieze muzica și tot ce se întâmplă în arta românească, mi-a spus, nu trebuie să-mi spuneți cine sunteți. Sunteți Nicu Alifantis. Bineînțeles că asta am semnat Nicu, a scris Nicu Alifantis, am semnat factura și am trimis-o lui Nicu. Cel mai rău se enervează Mircea Mintilu. Domnule Baniciu, zice, nu sunt Baniciu, vă rog frumos. O dată pe scenă, a doua oară este prezentator la ultimul festival la care a fost. Iar acum, Mircea Baniciu. Și nu sunt Mircea Baniciu. Și când am intrat eu, Mircea Mintilu. Asta e, lumea ne apreciază. Da, era vorba de o fată, se numea în prima versiune acestui cântec Adelina și asta că nu prea aveam ce să, aveam voie să spunem prea multe în textele noastre, cântecul fiind compus înainte de 89. Câți ani aveați înainte de 89? Mult. Doamne, ce tânăr sunt și ce bine stau. Cântecul acum se numește canadian. Bineînțeles, vorbim despre o fată care a plecat la timp în Canada. E pe aici, printre Yeah.
Și toamnă, până și toamnă frumoasă trebuie pe aici. La noi e mai prăfuită un pic, aș putea spune. În orice caz, e foarte frumos aici. Nu mai pentru. O să... La iarnă o să-mi pun două perechi de patine, două perechi de schiuri, două perechi de bocanci. O să-mi iau și două fete mai tinere cu mine. Și așa mai departe. Cam ce trebuie pentru ea aici? Cred că e suficient. Dar mai trebuie și o casă și așa mai departe. Un cântec despre toamnă. Îl știți, probabil, se intitulează Frunza și l-am... L-am compus eu, să știți. Așa cred. Totdeauna se găsesc unii care se spun, aha, pentru că ăsta l-a mai auzit, la cine? Unde la... Pana de Bucur, pe ce nu-i
infinitamente. No, dalla Camilla ci mi è stato. Acum un cântec pe care să-l cântați dumneavoastră iarăși. Dicția, ar trebui să mai fie niște lucruri. O să mă scriu și eu la teatru ca prietenul nostru, Arifat. Știți faza, vă cunoșteți. Ne-am povestit după aici, în fiate, până la facultate. S-a scris acum 3 ani, acum în anul acesta a terminat. Probabil că mulți dintre dumneavoastră l-au văzut pe aici. Ei, prospăt absolut meu. Da, am auzit că are 5 chitări pe el, pe care voios și iubim un tip plin de verbă. Zice, știi ce am pățit când am intrat în primul an? Păi ce? Era deschiderea facultății, era o mare și studenții acolo de noastră, ziceam, studenții am pățit. Când am intrat în clasă, sau în aulă, s-au ridicat toți în picioare. Am fost foarte dezamăgit când s-a așezat cu creonașele și cu gluma de îngrozitență. Noi mai glumim despre alții, el nu-și permite să glumească despre alții. Știu de ce, ar avea motive. O să mai povestim și despre alții, așa să cânte. Să tot cânte aici, la un moment dat, povestindu-le unor în media și le povesteam în media, să-mi trag și eu sufletul, eram, nu eram pe Vladic Nejevic, era la grădiniță pe vremea. Și le tot povesteam, nu, mă rog, ce se întâmplase, chestii haioase care le pățisem eu pe tren și drumurile pe spână, că era în media și treaba asta. Și unul din spate, ce... Cântă, băi! Eu îmi spun ăștia, în București îmi spun Tetea Baniciu, nu știu de ce, dar probabil că au emotivele la Tetea Baniciu. Și ai mei îmi place și pe ăștia la azi, după ce am început să am texte pe ăștia nume. M-au botezat Textea Baniciu. Haideți să cântăm împreună un cântec pe care știți cu toții. L-au cântat bunicii, părinții, cântăm noi, cântăm și puști, dar știi cu siguranță. Hey, tramvai, cu etaj și trase de carii.
cade după sârmele de atins. Și prânzuise iar grea lună, și prânzuise iar grea lună, și prânzuise. Fără nicio prezentare specială. Bucur de frâne.